Bun găsit, dragi prieteni, este vineri și la ediția de astăzi de Sport Arena la zi nu ne îndepărtăm de fotbal, chiar dacă sezonul s-a încheiat și fiecare echipă merge așa către programul de pregătire de vară. Eu și colegii mei Ionuț Florea și Dacian Varga stăm de vorba astăzi despre cum a fost acest sezon, vorbim un pic despre fiecare echipă în parte, ce evoluții au avut sezonul acesta și bineînțeles despre ultimele știri, pentru că am văzut se fac schimbări foarte multe la toate echipele, că vorbim de tehnicieni, că vorbim de jucători, avem destul de multe așteptări pentru noul sezon care nu stă să înceapă chiar așa târziu în, ca și timp. Ce faceți, dragilor? Bună, Alice! Bună! Așteptăm să înceapă noul sezon. Așa? Păi stai puțin că până la următorul sezon avem chiar foarte multe activități fotbalistice vara aceasta. Avem, da. Avem echipa națională, și mare, și mică. Și mijlocie, toate. Păi chiar toate. Avem un turneu internațional aici, european, care se desfășoară la noi în teritoriu. Vedem echipe puternice. Adică chiar avem ce să facem. Cele mai puternice echipe. Băi, exact. Chiar o să fie spectaculos și aici, și la București, și la Cluj. Hai că avem... Meciuri? Bineînțeles că mergem la meciuri. Cum aș putea să vă las pe voi, prietenii mei, deoparte. Așa vreau să aud. Asta voi să auzi în direct la televizor. S-a pronunțat, nu mai are cum să spun acum. Am fost vreodată, zicică, contra sau ceva? Că nu mi-amintesc. Nu, recunosc. Noi suntem gașcă frumoasă și în afara camerelor de filmat, adică... Dar e bine că nu avem camere de filmat chiar tot timpul după noi, că ar fi un pic problematic. De ce spui asta? Pentru că vorbim mult prost și neîntrebat. Are și un reality show extraordinar. Are cu Dacian în prim plan. Da, el este... da, ai aruncat-o pe mine tu acum, Ionuț. Chiar așa, asta chiar ar fi o chestie foarte interesantă. Dacă am face un reality show cu tine, chiar am avea despre ce vorbi și cu siguranță am fi sponsorizați oricând de un lanț celebru de restaurante, de restaurante de profil italienesc. Siguranță. Păi nu? Mai bine să vorbim de fotbal. Am înțeles, să revenim la fotbal. Am avut un sezon pentru unii mai bun, pentru unii, din păcate, cu ceva surprize negative. Aici de față, colegii mei, știți foarte bine, la micul nostru joculeț, unul dintre ei a ales UTA Arad, ai rămas Ionuț în Liga 1, așteptăm pregătirile și schimbările vara aceasta și pe partea cealaltă, cred că, nu știu dacă putem să o numim surpriza sezonului, Farul Constanța. Nu e un motiv să fie o surpriză. Schimbarea sezonului, să o numim. Mai bine așa, pentru că 33 de etape? Chiar 34. 34. Ultima tot pe primul loc au... 34 de etape, Farul Constanța a fost pe primul loc, deci nu este o surpriză. Părerea mea era o surpriză doar dacă, nu știu, pe final reușeau cei de la Farul să întreacă altă echipă, dar așa au condus campionatul și cred că meritat la ce am văzut. Fără discuție, că toți suntem la ora bilanțului, așa cum ne place nouă să spunem, pentru că acesta este și tema emisiunii de astăzi. Până la urmă, o putem considera o surpriză dacă am fi... puși să alegem o campioană înainte de startul unui sezon, Alice. Pentru că Dacian a fost cel mai inspirat și a mizat pe prezența Farului în play-off. Exact. Lucru atins fără probleme. Nu știu dacă și el se gândea că Farul poate opri această hegemonie a CFR-ului. Până la urmă, la fel cum și bookmakerii dădeau favorită CFR-ului și unul acesta. Și noi ne gândeam că lupta se va da între CFR, FCSB, cine se anunța acolo. Însă, până la urmă, Farul a fost o surpriză la felul în care a arătat pe întreg parcursul sezonului. Adică au fost foarte puține momente în care corabia constanțeană a apărut în derivă. A fost un meci pierdut la Sibiu cu Hermannstadt. 4-0. Și încă un meci pierdut la Cluj cu Universitatea. Acestea au fost principalele repere. Și a mai pierdut un meci acasă 3-0 cu CFR. Da. Dar acestea au fost principalele momente în care nu te-ai fi așteptat ca Farul să piardă de maniera aceasta. Ok, cu CFR se putea întâmpla orice, era un derby. Dar când te-ai dus la Sibiu și ai pierdut 0-4, când te-ai dus la Ucluj și ai pierdut 0-2, poate atunci au încolțit și mintea lui Gheorghe Hagi câteva îndoieli. Însă a contat foarte mult felul în care au reușit să treacă peste aceste momente și până la urmă să ajungi să conduci cu atâta autoritate un campionat de la un capăt la celălalt. Asta înseamnă forță, înseamnă putere și corona este meritată, fără discuție. Mi se pare că de fiecare dată am punctat și am apreciat felul în care Gheorghe Hagi și întreaga
formație, întreaga echipă din jurul său, promovează tinerii, promovează talentele noi care trebuie să vină din urmă. Întotdeauna ne uităm la fotbalul mare, la masa bogaților, cum se spune în limbajul, în limbajul nostru, și întotdeauna spunem, am tinde să ajungem și noi acolo. Ei bine, schimbarea vine de la tine. Și iată că vedem vârste pe care în afară întotdeauna le apreciem și spunem, ia uite-l măi la 17 ani, cum e, îți dai seama cum o să ajungă. Ei bine, cred că este momentul să facem și noi aceste schimbări. La Farul Constanța e deja o rutină, nu putem să spunem că este ceva nou. La Farul nu este ceva nou, doar am spus-o și mă repet. Gândiți-vă că la Farul Constanța patronul este antrenorul. Dacă nu ar fi fost Gică Hagi patron, crezi că ar fi, sau nu știu, credeți că ar mai fi introdus la fel de mulți tineri? Pentru poate că ai în joc poate doar dacă scaunul ar fi fost... care se clatină dacă pierzi un meci, două, păi ce faci, tu bagi numai copii? Aici nu avea cine să-l tragă la răspundere. Aici este vorba de un business de acea, este vorba de o academie pe care Hagi o are în spate și pe și care vrea să o valorifice. Corect, era normal să-i, gândește dacă să-i arunci așa, exact, să spunem, în cușca cu lei, exact, ca să poată să... Și cum altfel să progreseze până la urmă? Adică, ba da, foarte bine, doar că... Decât aceste provocări care până la urmă vin, adică cum altfel ai putea să-i faci să progreseze și să ajungă asta? Eu n-am spus că este ceva rău. Eu n-am spus că este ceva rău. Nici eu n-am zis că tu ai spus că ar fi ceva rău, pur și simplu îmi puneam întrebarea asta. Cred că la toate echipele vedem 1, 2, 3 tineri, doar că la Farul Constanța majoritatea erau tineri. Da? Au fost momente în care juca cu 7-8 jucători under 21, Alice. Știm foarte excepțional. Bine. Avem regula. Exact, regula aceasta, exact, câtă rumoare a creat. Bodogănită, da, da, și extra luată. Deci pentru unii nu și... e de luat în calcul. Iată, pentru Gheorghe Hagi vine și îți multiplică această regulă. Bine, cu foarte mulți jucători. La Farul Constanța și dacă nu era această regulă? Cred că tot formula asta, aceasta, păi, era. Corect, de la fel Gheorghe Hagi abordat nu trimite partidele. Tinerii pentru că e nevoie de regulă, să o bifeze. Corect. Nu, pentru că vrea să-i arunce în luptă, să-i crească corect. Și uite aici o diferență foarte mare. Regula, în definitiv, a fost făcută și a fost impusă la rândul ei, tocmai pentru scopul final și anume să progreseze, să ajungă, nu-i așa, într-un loc mai bun, să reprezinte ulterior echipa națională cu succes și așa mai departe. Adică tot pentru noi a fost cumva implementată, pentru ei în primul rând. Nu pentru tineri. Neapărat, pentru tineri. Nu, pentru noi ca și simpli spectatori, ca să vedem ceva în plus. Ca să aibă ceva, să aibă, nu știu, o șansă, o șansă în plus. Pentru exact. Stai puțin, stai puțin. La echipa națională, da? Nu te ia după... ani. Am 18, am 21, am 30. Nu, te ia după performanță. Exact. Da, dar regula nu este dată de Liga Profesionistă de Fotbal, cea care păstorește întrecerea internă din România. Regula este dată de Federația Română de Fotbal, pentru că își dorește să avem un bazin mai mare de selecție pentru loturile naționale. Ăsta este scopul acestei reguli, nu să crească jucători pentru echipe. Prioritar este echipa națională mare. Exact, exact. Dar uite, că tot mi-ai ridicat mingea la fileu. Pentru acțiunea aceasta care urmează, începând cu 16, sunt 10 jucători prezenți care au jucat semifinala de campionat european în 2019. Da, dar și atunci câți erau în Liga 1? Nu știu câți erau la Liga 1. Erau câțiva. Erau suficienți. Erau. Nu cred că erau așa mulți. Eu nu cred că erau așa. Număra dacă vrei. Cred că nu erau 10 în Liga 1. Din lotul de 20 și cât a fost atunci? Da, nu cred că erau 10. Ei, dacă am luat așa, nu știu, un prim 11, să spun așa, în față... Nu era niciunul din Liga 1, atacant. Nu era Pușca, și însă era Coman, era Iannis. Coman, Iannis atunci, da, că era la... Era la Farul. Era la Farul, exact, da. Exact, a Ioane era în poartă. Nu, în poartă era Radu. Iar era Radu, care Radu, nu era... Era la un moment dat Nedelcearu, care era... Nedelcearu, nu, da, juca în România, dar nu juca în România. Nu juca în România. Era Manea, dacă nu mă înșel. Da, Darius Solaru. Da, Andrei Ciobanu, parcă Andrei Ciobanu, care era și el. Da. Erau de la Farul Constanța. Da, da, pentru că la un moment dat... Era un mix, așa, exact, cu... Exact, exact. Ideea e că, până la urmă, s-a dovedit utilă această regulă, pentru că foarte mulți jucători s-au intersectat printre cei care veneau de afară, tineri fiind, și au reușit să crească împreună cu aceia care veneau cu altă mentalitate, că, de fapt, asta se dorește.
Iar acum cei 10 din cei care au făcut acea semifinală vor reprezenta România în această dublă. S-a legat și o prietenie frumoasă între ei, este adevărat, adică acel moment a reprezentat pentru grupul respectiv, în mare parte, nu în totalitate, dar în mare parte o legătură, ca să zic așa, au creat o prietenie și între timp au fructificat. Altfel nu poți reuși performanțe majore, Alex. Exact. Chiar și generația și Nedelcu a fost tot acolo în același grup, în aceeași gașcă, adică au, cred că cumva acel... Să-i spunem succes, da, pe care ei l-au avut în anul respectiv, i-a determinat într-un fel pe mai departe pe unii dintre ei și au păstrat acest grup astfel încât să Bine, fie productiv. Mulți au și mers deja, au făcut e pasul adevărat, la în alte părți, mare. Și la echipa mare, clar că... Că s-au reîntâlnit și la echipa mare. Exact, pe asta zic, sunt acolo mai închegați cumva decât poate ar fi fost dacă nu aveau șansa respectivă, nu știu. A fost și un plus pentru că imediat a venit și Mirel Rădoi la echipa națională mare, îi știa erau foarte deja... bine, îi știa... Exact. Mirel Rădoi știa foarte bine pe tinerii fotbaliști și atunci a fost mult mai ușor. Știa ce poate acel jucător, dacă are nevoie de la echipa mare. Da. Revenind la Farul Constanța, de asta spun, adică, nu știu, mi-aș dori să-l văd pe Gică Hagi și la altă echipă, da? Să vedem dacă tot la fel o să se bazeze pe mulți tineri. Uite, făcând o paralelă între ceea ce spuneai tu, că în același timp și tehnician, dar și patron al echipei este Gică Hagi, făcând o paralelă cu echipa care a reușit să termine sezonul pe locul al doilea, FCSB, unde știm că patronul echipei, să zicem așa, are un stil propriu și personal de abordare a lucrurilor. În același timp și acolo regăsim vârste destul de tinere. Nu la fel, dar... Da, și acolo sunt șanse de posibile, sunt posibile investiții, să le spunem așa, pentru dar domnul Becali. Nu așa de mulți, exact. Sunt la Farul Constanța. Exact. La fel și la Rapid. Adică ai vedea la Rapid să introduci, nu știu, 5 under sau 6? Păi nu ai. Și dacă ar avea, 3-4 n-ai cum să nu ai. Da, da introduci... și de valoare, Dacian. I-ai introduce pe toți pentru în teren? Pentru că, uite, la Farul a plecat Pitu, a venit Mazilu. Ți se pare că e vreo diferență între nu, cei doi? Eu am, nu uita că eu am spus atunci când a plecat unul dintre cei mai buni jucători ai celor de la Farul Constanța, Pitu, eu am zis, nu este nicio diferență, pentru că imediat Gică Hagi pune pe altcineva în schimb. Iar acolo tu ai fost contestatar al acestei decizii și ai spus cu siguranță va fi o pierdere majoră pentru Farul Constanța. Va fi un șoc pentru Farul să-și piardă cel mai bun om în mijlocul sezonului și că, din punctul meu de vedere, ar fi abandonat lupta la titlu vânzându-și cel mai bun jucător. Dar nefiind în interior, iată că Gheorghe Hagi e... prin ceea ce a reușit, ne-a demonstrat că de fapt știe cel mai bine când este momentul să vândă un jucător, pentru că, așa cum a spus de fiecare dată, este un altul care așteaptă să intre. Dar mai este un aspect la Farul, Alice. Este și această calitate a lui Gheorghe Hagi de a readuce în prim plan jucători care n-au reușit la alte echipe și care au un trecut constanțean. Să nu uităm, l-a readus pe Denis Alibe, care a avut o contribuție extraordinară, 14 goluri marcate. Păi da, pentru el i-a căzut mănușă Farul Constanța. Echipa care... genul ăsta de echipă îi trebuie lui Alibec, pentru că a fost la CFR. Știu, dar venea... La CFR nu se plia deloc pe jocul celor de la CFR. Dar nu venea în cea mai bună forma lui. L-a adus, Iori Hagi l-a pus pe picioare. Nedelcu, împrumutat de FCSB în Germania, nu reușește, el aduce Gheorghe Hagi, devine om de bază. Artean, iarăși un jucător care a fost pe la Timișoara, peste tot. Băluță, din nou, nejucat de un an de zile, împrumutat peste la fel tot, plimbat, da. Îl aduce și devine om de bază. Torje la un moment dat în campania de... Vară. A fost, exact, a fost în turul exact, de campionat. În turul campionatului. Goluri importante, un aport extraordinar. Deci sunt și câțiva jucători pe care i-a văzut, aflat într-o perioadă mai grea, îi aduce, îi așează printre aceștia tineri și reușește acest mix care până la urmă se va fi dovedit câștigător. Da, iată că până la urmă primul loc nu vine pe nedrept, nu vine pe noroc și așa mai departe, vine pe muncă foarte multă și priceperea pe care au avut-o cei de la Farul Constanța. Și toți au recunoscut. N-am auzit pe nimeni din lumea fotbalului să spună că Farul a luat campionatul pe nedrept. Cine ar putea să spună asta? Cum ai putea să contești un anumit proiect de genul ăsta? Mai ne aducem aminte. Nu pe drept, pe drept vreau să spun. Că adică... nu merita nu știu cine, că nu merita CFR-ul, că au fost avantajați CFR-ul, că a fost avantajați. Dar când n-ai nimic de comentat până la urmă, de ce să te ridici? Mai un aspect important. Ei punctează foarte bine și în birouri, Alice, pentru că toți oamenii din conducerea Farului au jucat fotbal. Și au jucat la nivel înalt, fie că vorbim de Tibi Curt, fie că vorbim de Ciprian Marica, fie că vorbim de Gică Popescu, care a fost capitanul Barcelonei, fie că vorbim de Iașco. Iașco, oameni, domnul Bivolaru, care a fost în conducerea federației și știe foarte bine ce înseamnă să conduci un club,
Deci și-a ales oamenii potriviți și știm foarte plus bine... Plus cireașa de pător, Gheorghe Hagi. Exact. Și nu este ușor să... Să lucrezi cu dumnealui, exact. Așa cum ne-a povestit exact. Tibi Curt de când a venit la noi. Și Gheorghe Hagi a recunoscut Talis, că e foarte greu să mă suporte lumea, dar uite că a creat o echipă câștigătoare. Ei, până la urmă nu trebuie să fii suportat cu ghilimele de rigoare, trebuie să te înțelegi și pentru binele unei echipe și a unui business, în definitiv, toată lumea trebuie să funcționeze așa cum trebuie. Că vorbim despre celelalte echipe din play-off, FCSB se neacă, să spunem așa. Nu este anul cu noroc, să-i spunem. Eu nu spune că se neacă. Duceți-vă aminte la începutul campionatului, că se bătea la retrogradare. Între ghilimele se bătea la retrogradare. Erau pe locul 12-13. Toată lumea se întreba dacă o să mai prindă play-off-ul. Și s-au bătut la campionat până cu o etapă înainte. Ce se întâmplă la FCSB cu această organizare, să-i spunem așa, ușor haotică, cu jucători care încearcă, să spunem, să se plieze și singuri pe anumite lucruri. Ca să nu spunem de, știi foarte bine, felul în care se decide anumite situații. E un club cu greutate. Acolo trebuie să, nu știu, să ai putere să treci peste orice. Pentru că acolo ai făcut un meci slab imediat. Ești taxat. Dacă tu ești slab ca și jucător psihic și ai căzut, greu să te mai ridici. Că uite, mă uitam și la Corda, care a început foarte bine campionatul. Meciuri bune în Europa, duceți-vă aminte, cu West Ham. Apoi era un titular de drept. N-a făcut un meci bun, a fost trecut pe banca de rezerve și ușor, ușor nu și-a mai revenit, a mers în jos în loc să se ridice. De ce crezi că a avut acest parcurs el? Adică ce crezi că l-a influențat foarte tare? Eu cred că l-a influențat faptul că a fost criticat. Altfel nu-mi explic, pentru că n-ai cum să uiți fotbal, nu? Bun. Nu a mai dat același randament, nu a mai... A încercat, nu pot să spui că am văzut meciurile, el a încercat. Dar nu știu, parcă și când intra în repriza a doua, nu mai era. Eu îl văd pe Cordea jucătorul să intre din primul minut. Și dacă îl scoți la pauză, la fel, sunt mulți jucători care... E un eșec. Pentru un jucător să ieși la pauză, e un eșec. Uite, tu ești în poziția în care să ne spui din experiența ta. Ai fost plecat la echipe în afară și te-ai adaptat în felul tău și datorită personalității pe care tu o ai, ești destul de prietenos și, să zicem așa, nu cred că ai avut probleme din sensul ăsta. Crezi că jucătorii români care fac parte din lotul FCSB-ului, aceștia tineri, care au ca perspectivă plecarea mai departe, au aceeași lejeritate de a se adapta în afară? Ei, depinde doar de ei, Alice. În contextul în care dinamica lor profesională aici la club este... Deci când ai plecat, când ai luat avionul și ai plecat și ai aterizat... Nu-i mai pasă nimănui ce ai făcut aici, sau? Da, când ajungi acolo e total diferit. Ok. Ești total diferit și nu te așteaptă nimeni acolo. A venit X de la echipa Y din România, da? Sau că a luat campionat. Nu. Acolo toți sunt. Toți sunt buni. Acolo nu te duci și îți deschide ușa, poftiți. Domnul Dacian, intrați, stați jos. Și tocmai pentru că nu se întâmplă apă, asta. Ia și o cafea, abia te așteptam să vii. Nu. Acolo o dai, între ghilimele, la antrenament, o dai parte în parte. Da? Acolo trebuie să-ți faci loc în echipă. Acolo trebuie să-ți faci loc și în echipă. Și crezi că sunt pregătiți? Și e și nivelul foarte înalt. E nivelul înalt unde te duci. Adică cred că, nu știu, și am văzut și în Polonia. Toată lumea a spus în Polonia, când s-au dus, s-au lovit de un zid acolo. Stai puțin că... Stai așa, că nu-i chiar așa. Exact, domne, merg în Polonia, ce fiți? Băi, gen România, hai că mai păcălești un antrenament, mai... Și cum, nu dai 100% la fiecare antrenament. Acolo nu merge în străinătate și plus de asta, repet, tu ca străin, când ajungi acolo, toți așteaptă de la tine să fii peste cei acolo. Pentru că, teoretic, de asta te-au adus, exact, nu? Să fii peste adus, cei exact. Care... Nu, de ce te-ar aduce dacă, la fel ca tine, mai sunt trei în pepiniera proprie? De ce să dea bani pe tine? Și mulți se lovesc de chestia asta, mulți nu mai trag, poate, nu știu, nu începe bine campionatul sau la antrenament, sau intră 2, 3, 5 etape rezervă, cad, nu reușesc să-și revină, se așteaptă să fie, nu știu, privit, să fie primit cu covorul roșu. Nu o să te primească nimeni cu covorul roșu. Deci și așteptările cumva sunt asta, un pic înșelătoare. Vă dau un exemplu. Când a fost, de exemplu, prietenul meu Radu Ștefan la Lazio. Când a ajuns la Lazio de la Dinamo, da? S-a dus acolo, săracul nu știa de capul lui. A avut noroc că a prins foarte repede. Ăsta a fost norocul lui, că ei au vrut să-l trimită înapoi.
după două săptămâni, trei săptămâni. Când făceau tehnico-tactic, de multe ori ieșea din teren. Din poziționare, când ieșea, nu mai depășise linia de tușă. Și nu știa să stea în teren. Exact. Erau diferențe de la cer la pământ. Doar că a prins el foarte repede. Și a zis, băi, Dacian, e total altceva. E diferență prea mare. Dacă nu te adaptezi foarte repede, imediat te pun pe bancă și apoi la vânzare. Sau te trimit înapoi. Da, din păcate, în ceea ce privește școala, în psihologie sunt mai multe școli, să zicem așa, de gândire. Școala de gândire românească abia acum începe să te pregătească pentru a te adapta în străinătate și acești copii nu sunt străini de asta. Cred că ar trebui ușor-ușor la toate echipele să fie învățați, astfel încât să le fie mai ușor și să nu-i mai vedem în poziția în care să nu aibă meciuri în picioare și în poziția în care să se întoarcă mai devreme decât le e cazul. Asta se întâmplă și din cauza pregătirii din România. Pe asta zic. Pentru că tu ești la un nivel, spui că ești la un nivel foarte bun. Cum ar spune eu, nu sunt și puțin alintați, nu? Puțin alintați și nici competiția nu-i ajută, Alice, pentru că eu mă țin părerea. Nivelul ligii întâi este mai slab de la an la an. Noi ne păcălim, că am avut acum puțin adrenalină până la final. Da, corect. Dar uite, de campioana României în ultimii 5 ani, bate în play-off o singură echipă de două ori. Și aceea este Sepsi, în rest nu poate să bată pe nimeni. Deci tu, de la echipa la care... Nu, dar gândește-te altceva. Când joci cu echipe din alt campionat, ce greu ne-a fost. Exact. Și nu campionate net superioare. Vorbim de vecinii noștri, da? Corect. Și am avut echipe și vom vedea ce se va întâmpla la vară, pentru că această euforie, această beatitudine, stare de beatitudine, va trece. Și vor veni preliminariile și ne vom lovi din nou, corect, de adevăratul fotbal. Noi ne alintăm, așa cum ai spus tu aici, că m-ai bătut pe mine, că nu te-am bătut, că arătăm forță, dar forța și oglinda unei echipe, aceste două sunt date de participarea la europeană. Și spuneai mai devreme de FCSB și făceai o comparație cu ceea ce înseamnă Farul. Dacă stăm să ne uităm, până la un anumit punct, există o similitudine între modelul de business de la Farul și de la FCSB. Okay. Se bazează ambele pe jucători tineri. Diferența este că Hagi nu cumpără, FCSB cumpără. Și mai este un aspect. Ambele echipe sunt conduse cu mână forte de aceeași persoană, cu ghilimele de rigoare. Da. Gheorghe Hagi comandă tot la Farul. La FCSB, domnul Gigi Becali comandă tot. Diferența se face din punct de vedere al pregătirii tactice. Specifice. Exact. Acolo unde patronul FCSB ar trebui să se oprească. Domnia sa nu înțelege acest lucru, merge mai departe și aici se face diferența până la urmă. Adică cum îți explici că Farul cu un buget de 6 milioane câștigă titlul și CFR cu un buget de 14 termină pe locul 3? Încă o dată, probabil că forța financiară și gestionarea din punct de vedere financiar al unui business nu ți asigură neapărat succesul la un anumit punct. Ca și business a fost privit sezonul acesta și Rapid București cu obiective mărețe, cu un finanțator nou alăturându-se domnului Angelescu, știm foarte bine despre domnul Șucu. Un om de afaceri renumit în România. Finanțator puternic, care văd acum... Cu o experiență de niște foarte mulți ani în niște business-uri, să mă ierte Dumnezeu, dar printre cele mai prospere din România, cine vrea să se uite un pic și la ce face pe partea imobiliară și mai departe, iarăși e mult. Adică mă gândesc că... Și văd că a intrat în forță. Îl văd și acum cu transferuri, rapid... E suficient? De ce mă provoci? Da, spune! De ce mă provoci să-mi pun... Știi că eu am o simpatie pentru Rapid și pentru ce înseamnă atmosfera. Eu nu sunt rapidist, dar când mă duc la meciurile Rapidului, mă simt extraordinar. Simt că asta trebuie să fie atmosfera unui stadion. Dar ce transferuri a făcut Rapid până acum? Waida, care a mai jucat un meci în ultimii 15 la FCSB? Păi da, dar nu din Brown, cauza care a fost rezerva lui Marea tot sezonul? Hai să-i luăm pe rând dacă... Stai puțin! Stați așa puțin, înainte să începeți să vă certați, mă odihnesc un pic, deci dacă e vreun cadru de ascultare cu mine și sunt un pic așa, să nu vă supărați pe mine. Vă rog, fight! Waida, ți se pare că e un fotbalist, nu este un fotbalist de Rapid? Este un fotbalist de lot. Rapid are nevoie de 4-5 titular. Waida joacă titular. Îți garantez că o să joace titular. Nu știu, lângă, o să joace titular. Nu l-a luat. Dar știi de ce joacă titular? Pentru că e cel mai bun de acolo. Nu, pentru că este preferatul lui Adi Mutu și a aruncat cu el la Național de Tineret. Asta este și motivul pentru care Waida a venit. Pe Waida nu merge la o echipă cu preferatul meu, că nu ești la copii și juniori. Îmi place că are părul lung sau că e stângaș sau că...
dă mai adică tare la poartă. Nu crezi, sau are nu crezi în ideea aceasta a unor antrenori care au jucători pe care îi mută la orice echipă unde se duc antrenorii? Nu, cred, nu. Păi eu îți dau câteva exemple. Nu cred la Mutu, la Mutu aici. Ah, okay. Eu vorbesc strict de Rapid, de Mutu. Bun, deci nu cred este Mutu titular. Brown joacă în fața lui Ione? Da. Din punctul meu de vedere, Brown este unul dintre primii trei fundași laterali din România. Care a fost rezerva lui Manea tot sezonul până s-a accidentat. Crede-mă. Deci bun, eu nu l-aș fi. Asta mi se pare o mare greșeală ce a făcut CFR-ul. Care sunt lovituri? Știi să-l ce dai pe Brown, care poate să joace fundaș stânga, fundaș dreapta, da? Fundaș stânga, fundaș dreapta, poate să joace și extremă. Are viteză, are forță. Centrează bine. Eu nu am înțeles acest transfer al celor de la CFR. Scuză-mă. Deci, mai era Rapidu, și Iuri în pachet, să vedem Rapidu dacă a făcut cea mai bună alegere cu luarea lui Brown. Mai ai și alte lovituri pe piața transferurilor pregătite de Rapid? Poate ți-a spus prietenul tău. Nu știu. Ar fi o lovitură și Brown nu poate să joace fundaș stânga sau fundaș dreapta? Ba da, poate să joace. Dar eu spun că nu este titular? Nu-l văd titular. Nu este peste Ona în momentul de față. Ona este un jucător care dă la poartă, care joacă și cu stângul și cu dreptul, care urcă, creează superioritate, centrează foarte bine. Și mai e un aspect. Vrei să facem un pariu în direct aici? Să vezi că Brown o să fie titular și Ona? O provocare, da. Hai de bateți palma, că se vede frumos cadrul acesta. Ce dorești să demonstrezi? Că va juca Brown în locul lui Ona? Poți să joace titular. Brown? Da. Bine, eu zic că deci rămâne n-o să. Băi, ba da. Eu zic că rămâne Ona titular. Gata, așa, zic, uite ce frumos se vede, bravo și băieți, eu zic Brown. Gata. Și spun că și mijlocaș. Și Wilde o să joace titular. Sunt atât de absorbită de discuția voastră acum și mi-e atât de drag de voi încât am răspuns cu voce tare și regizorului în cască. Rapid vrea să-l ia pe Borja Vale. Este un jucător interesant. Jucătorul care a fost la Dinamo, da. E, acesta este un playmaker de care Rapid are nevoie în momentul de față. Pentru că, să nu uităm, experimentul Ogenda nu a reușit până în acest moment. Nu știu dacă va mai rămâne și în sezonul viitor. Însă Lucas Borja Vale, am văzut că s-a și despărțit de Lucas Rapid și, da, a și pleacă semna la UTA, cu UTA. Într-adevăr. Sau va semna cu UTA. Din ce am și citit. Se mai încearcă aducerea lui Cârjean, care este un mijlocaș de bandă de la Arsenal, despre care știm foarte puține lucruri, Alice. De băiatul ăsta nu pot să vorbesc pentru că nu l-am văzut jucând niciodată nici și n-aș putea văzut să-mi dau cu părerea. Nici la loturile de tinere nu l-am văzut. Atâta timp cât, din ce am înțeles, nu a jucat niciodată la seniori. Da, joacă pe la primavera lor, cum ar veni, echipa a doua a lui Arsenal. Da, aici nu știu care o să fie impactul cu echipa mare. Pentru că e diferență să joci cu cei da, de vârsta ta. Dacian, și Giuleștiu e un loc greu. Știu, păi asta am spus. Nu Giuleștiu pot să e peste FCSB ca atmosferă. Da. Și acolo publicul deja a tras un semnal de alarmă în acest sezon. Ceea ce s-a întâmplat la Craiova când i s-a cerut demisia lui Adi Mutu este un semnal pe care toți trebuie să-l vadă. Fanii Rapidici nu o să aștepte mai mult de 5-6 etape asta, dacă asta, nu o să, la asta mă să aibă rezultate rapide. Deci Adi Mutu trebuie să-și aducă jucători care să intre să-l ajute imediat, să nu aibă perioada aceea de adaptare lungă. Iuri, că iar dacă o să-l transfere, iar îl văd un titular, îl văd stâlpul apărării. Lângă cine? Trebuie să-l scoți pe Săpunaru sau pe Grigore? Săpunaru e capitan. Păi, asta am spus. Cred că lângă Grigore. Cred că o să-l scoată pe Grigore și să joace cu Săpunaru și cu Iuri. Cu toate că amândoi sunt mai lenți acum, dar Mă uit în ochii tăi și îmi dau seama că te uiți așa la mine cu nu, m-aș mai certa un pic în continuare, da. M-aș contrazice un pic în continuare. Vă iubesc foarte tare, dar să știți că e delicioasă discuția voastră. Păi, până la urmă de asta suntem aici, că am mai spus, când toată lumea e chiar de acord cu anumite lucruri, înseamnă că undeva există o problemă. Și o democrație prost înțeleasă, să-i spunem așa. Din echipele din play-off, pe cine vedeți să părăsească zona aceasta dacă nu face ceva schimbări? Să mai spune și de CFR, pentru că din câte am înțeles, deja o să semneze cu noul antrenor, Mandolini. Da. Acesta este una dintre noutățile, da, dintre noutățile săptămânii. Am văzut Dan că Petrescu părăsește. A părăsit deja, dacă nu cred că a și semnat. A semnat în China. A semnat în Corea de Sud. Da. Vine Andreea Mandolini, un tehnician care a avut la CFR Cluj glorie. Dar este a câștigat un campionat. Eventul chiar, în momentul în care 2010, CFR-ul 2010, ceva de da, era patronat de Arpad Pascani. Dar mai este un aspect care trebuie luat în vedere și dacă ar trebui să facem o analiză a lui Andreea Mandolini, ar trebui să ne uităm puțin ce a făcut în ultimul timp. Pentru că a avut Dacian. A antrenat o echipă de Liga 3, nu? Da, Mantova parcă. Liga 3, pe care a retrogradat-o în Liga 4, atenție, a avut un baraj pe care l-a pierdut. Deci, istoria lui Andreea Mandolini în afara fotbalului românesc se împarte în două mari
categorii. O categorie bună, a luat-o pe Verona din Liga 3, a dus-o în Serie A. Și după acest moment numit Verona, cariera lui a luat-o în jos. Pe unde a fost, nu a stat mai mult de 4-5 etape, 6. Acum s-a dus la Mandova. L-ai fi semnat pe Bergodi? Am înțeles că nu a mai vrut domnia sa să continue, pentru că vede că este o instabilitate. CFR nu arată bine în momentul de față, nici financiar, nici sportiv. Adică, în continuare, se vor vinde jucători pentru a se astupa sau această gaură. Și renunță la jucători. S-a renunțat, da, la câțiva. Acel atacant, nu scapă numele. Maglița. Maglița, da. Adus de Dan Petrescu, da. Da. Și acel fundaș central, care era împrumutat și, da, nu știu, avea opțiune de cumpărare pentru 500 da. De mii. Sunt doi jucători care nu au activat acea ajutat. Clauză, da. N-au ajutat deloc CFR-ul. Chiar deloc. Da, chiar Cristiano Bergodi de aceea a spus pas, pentru că el era în pole position și, din ce am înțeles, ai văzut că făcuseră un poster prin care l-anunțau pe Cristiano Bergodi nou la antrenor, iar persoana care a scăpat această informație în mass media, din păcate, a fost concediată de către șefii CFR-ului, pe motiv că a dezvăluit presei o informație care urma să fie actualizată. Au nevoie de jucători la CFR dacă își doresc campionatul anul următor. Se pune problema bugetului acolo. Ce buget ai? Din ce am înțeles, ce am citit în presă, poate o să vină și banii, pentru că Dan Petrescu, dacă o să ia un jucător 2... Dar știi de ce ia Dan Petrescu un jucător 2, nu? Nu știu, spune-mi tu. Ca să nu plătească clauza de reziliere de 400.000. Și nu e prima oară când face așa. Dacă ți-ai aminte, în trecut când a plecat, l-a luat pe Boli bine. Imediat. Da. E, aceasta este modalitatea prin care se desparte Dan Petrescu atunci când are contract cu CFR. Vezi că era 400.000 clauza, da? Da, da. Cred că CFR o să încaseze mult mai mult. Unde adică mai foarte, multe și mai bine. Foarte ok ca un antrenor, da? Dacă poate să ajute exact, clubul să ia un exact. Jucător, doi, da? Eu spun că e un lucru rău. Dar nu e o strategie defectuoasă. Exact. Adică... Din păcate sunt puțini antrenori care fac lucrul ăsta. Și mai e un aspect. Nu ia un jucător care să nu-l ajute. Adică să nu ne înțelegem greșit. Are și un scop în spate până exact. La urmă. Ajută cred și că bine argumentat. Își ia și un jucător corect. Pe care se poate baza în campionatul sud-corean. Că despre asta este vorba. Dar eu o destinație că... exotică. Da, exact. Merge la o echipă aflată și ea cu probleme, este pe locul 7 în momentul de față, o fostă campioană, deci nu va avea foarte mult timp. Are 2 săptămâni la dispoziție pentru că se va întrerupe și campionatul acolo pentru meciul echipei naționale. 2 săptămâni în care trebuie să cunoască foarte bine lotul, rigoarea campionatului, pentru că el a mai fost în zona asiatică, dar nu știm ce este în Coreea de Sud. Atenție, campionatele asiatice de fotbal european, să-i spunem așa, au prins din ce în ce mai mare amploare. Rigorile sunt de inspirație asiatică, adică totul este perfect pus la punct și au evoluat mult, mult mai tare decât în anii trecuți. Doar pentru că noi suntem străini de zona aceasta și doar pentru că noi... Să știi că nu prea sunt străini acolo. La echipă, la el, nu, am zis, noi ca spectatori suntem străini de situație, pentru că nu vedem la televizor campionatele din Coreea sau... Ne uităm. Adică, asta zic, ai deja o arie de interes, te uiți la anumite competiții la europene, echipă, dacă îți plac, dacă nu. Trei străini, trei brazilieni, dacă nu mă înșel. Și vine Muhar, care va fi al patrulea străin. Despre Muhar este vorba. În rest, sunt locali, sunt jucători locali. Doar trei, doar adică doar trei pentru străini. Că noi nu știm asta, nu înseamnă bine, că acest fotbal nu există. Bine, condițiile am înțeles că sunt top. Pentru că Iani Zic, un jucător care... Vorbim despre o țară care trăiește în 2072, adică... Am văzut și eu un stadion nou de 55.000 exact. De locuri. Și nu se poate compara. Păi, Coreea de Sud trăiește cu 50 de ani înaintea noastră, minim. Adică să nu facem confuzie cu cealaltă Coreea, unde lucrurile sunt puțin mai lente. Adică ce vrei să spui? Că să știi că la unul dintre campionatele mondiale a fost editat... Da, e meciul de, mondială, meciul de finală și știu. Adică fiecare, în fiecare an cred că se întâmplă asta. Acum la ultimul mondial nu știu exact ce s-a întâmplat, că am înțeles că cumva nu mai au voie să mai uite la anumite sporturi. Nu s-au uitat, dar au blurat spectatorii pentru că ei încă sunt în lockdown. Și faptul că oamenii ar fi fost prezenți pe stadion ar fi creat rumoare în țară și din punctul lor de vedere s-a jucat fără spectatori. Eu nu cred că s-a văzut deloc. Eu cred că aceste informații sunt, date de propaganda nord-coreeană către publicul larg ca să se creadă că lumea trăiește într-un fel. Am avut ocazia să cunosc pe cineva care a scăpat dintr-un lagăr nord-corean, personal, și nu, ce se dă către media, că s-au uitat, vezi, Doamne, că s-a dat la televizor. Nu. Adică atunci au făcut acea schemă, să zicem. Să nu uităm că ei au făcut inclusiv simulări că și... Au spus publicului larg că i-au ajuns pe soare, adică la modul acesta este.
Dar și atenție, am cunoscut pe cineva care, din nou, scăpând dintr-un... Bine, Dan Petrescu e în partea cealaltă. Asta, este exact, cealaltă. Așa, în momentul când îl atingeai pe umăr, pe spate, săracul om se speria, adică la modul acesta. Așa că, dacă sunt în continuare campion mondial, să fie la ei acolo, cealaltă Coree o duce foarte bine. Exact, o duce foarte bine și, până la urmă, e bine că avem un reprezentant acolo. Vedem și noi informații. Dar, uite, exista în presă o știre, sau, bine zis, o întrebare ușor răutăcioasă, suna de felul cine se va întoarce primul în România, Dan Petrescu sau Nicolo Napoli? Vom vedea exact dacă se va adeveri această... Putem să votăm pe silențios? Start vot! Start vot! Zidaci! Zi acolo în sufletul tău, dă un mesaj pe WhatsApp. Da, nu știu cât o să reziste acolo Dan Petrescu, sincer, nu știu, chiar nu știu cât o să reziste acolo Dan Petrescu. Nu știu că e vorba despre rezistat, cât este vorba despre nevoia de a întoarce. Mă rog, deci, noi am votat, eu cu Dacian sigur ne-am gândit la același lucru, fac pariu. Așa. Ai mai pus o întrebare și Dacian a avut timp să răspundă. Cine crezi că nu va prinde play-off-ul dintre cele care au prins anul acesta? Aș fi uitat, vezi? Deci avem așa, Faru... Da, știu cine, știu echipele care au fost în play-off, știu și clasamentul. Am zis să-ți mai povestim. Printre noutăți, stai scuze, înainte să vreau să vorbim ulterior și despre noul antrenor al celor de la Sepsi, dar răspunde și după aia. Măi, sincer, nu e greu de crezut. Da, nu văd. Acolo să văd o bătaie între Sepsi și Craiova. Craiova lui Adrian Mititelu. Craiova lui Adrian Mititelu, da. Dar în rest tot la fel. Văd un Faru Constanța... Văd un CFR, văd FCSB, văd Rapidul, văd Craiova al lui Rotaru. Și eu zic la fel, locul 6. Adică astea 5 le văd, astea 5 le văd. A 6-a să spui că ar fi bătaia pentru locul 6 între Sepsi, Craiova. Băgăm și voluntariu? Depinde cine vine, cine pleacă. Contează foarte mult ce jucători vin, ce jucători pleacă, pentru că, nu știu, Damașcanu a plecat, nu știu dacă se mai întoarce. Sunt zvonuri că pleacă și Sir Gurionson la Sepsi, la pachet cu Liviu Ciobotariu. Deci sunt doi titulari care pleacă și care, mai ales în ultima perioadă, au jucat foarte bine și au tras echipa după ei. Nu știm dacă Nemeț o să continue. A fost prelungit cu Nemeț pentru încă un sezon. Armaș, dacă rămâne sau Armaș, cine. Nu știu. Să vedem cine e în poartă, pentru că portarul a plecat. Este Fernandez, portarul spaniol prelungit și se întoarce Vâlceanu de la Petrolul. Vâlceanu de la Petrolul. Răduț a fost prelungit un an, în continuare... Dar da, nu știu, au nevoie, dar dacă își doresc un loc în play-off, au nevoie de întăriri. Făcând o paralelă între FC Voluntari și cei de la Șep și OSK, schimbarea de antrenor, Liviu Ciobotariu a plecat către formația din Sfântul Gheorghe, un pas înainte pentru dumnealui, să spunem așa. Ia, pentru că orice schimbare este bună și cred că în momentul în care intri într-o rutină e benefică o astfel de schimbare și pentru tine profesional și personal. Crește și presiunea pe umerii lui Ciobotariu. Da. Păi și nu asta aici. E bine? Nu așa evoluezi? Adică la până la urmă... avea un climat liniștit. N-am auzit pe nimeni să iasă din conducerea voluntarului să-i reproșeze vreun rezultat lui Ciobotariu. Și aici cred că va avea un climat bun de evoluție. Domnul Dioseghi mai are momente de mânie. Da, dar nu este de genul să facă scandal. Nu e niciodată pe scandal și niciodată cu afirmații urâte. Și cu... Au fost momente în care echipa nu a jucat ce a trebuit. Că și-ar fi dorit mai mult. Dacă era vizibil acum ochiul. Da, ponderat este. Da, și foarte diplomat în limbaj, adică nu și am văzut... Și foarte bine pe cei de la Sepsi că mereu au... Da, dar i-a trasat deja un obiectiv să treacă cel puțin două tururi în conferență. Asta și-ar fi dorit. Sau și-ar dori. Și e foarte bine să trasezi obiective, pentru că până la urmă altfel cum se evoluezi? Pui obiective mărețe ca să poți, așa, dacă spunea, da, nu știu, nu mă interesează... Sau și normal să evoluezi, să vrei mai mult până la urmă. Da, Sepsi a dovedit că nu poate mai mult financiar, Alice. Pentru că, din nou, se respectă un plan financiar foarte Corect. Bine pus la punct. Bun, stai să vezi acum ce jucători ce schimbare o să vină, se face. Ce schimbări, nu? Pentru că mai vin, mai pleacă jucători. Deocamdată, cei mai activi pe piața transferurilor au fost cei de la Rapid. În momentul iar de față, cu Rapid cu două transferuri. Păi, cei mai... Cei care au mutat ceva, vrei da. Să spun. Da, bine, cred că dacă nu mă înșel... Vă și grăbiți și un pic așa. Și cei de la Ucluj au mutat. Da, au adus trei jucători. Popa, bine, Popa, Mitrea și au plecat vreo 7. Au și plecat foarte mulți. Da. Au și plecat foarte mulți. Vrem să vedem și la UTA, pentru că și acolo au fost deja, au plecat un autocar cu jucători. Așteptăm să parcheze un alt autocar. Mai spus, a plecat un autocar cu jucători către, știi, cam așa. Da, pentru că dacă trenul a accelerat 7, București-Mangalia, ajunge în 5 minute după de la linia 5. Ce s-a terminat acel baraj, 2 înainte, deja sunt 9. Era nevoie. Sunt 9 jucători care au plecat de la UTA.
Vreau să văd Dinamo. Sunt curios să văd Dinamo, da? Stai să vezi dacă joacă în Liga 1 Dinamo, că momentan FC Argeș vrea să conteste la TAS licența pe care Federația i-a dat-o. Da, mi-e greu Dinamo. Să cred că o să se ajungă la... Sponsorul domnul Tudose este foarte încrezător și pentru mine pare ciudat că nu vor să piardă într-un mod fair play și fac cum a făcut FCSB când a câștigat viitorul titlu, s-a dus la TAS și a început să conteste ceva ce doar ei voiau să vadă. Asta spun, adică nu, vreau să văd Dinamo, da, pentru că mi-e greu. Dar Dinamo are o problemă, Dacian, n-are voie să facă transferuri. N-are voie să blocate la transferuri, da, pentru 200 și ceva de mii de euro. Sunt, a spus că sunt două variante, ori îl plătesc acea sumă și se așa, sau mai au o variantă să dea în judecată, nu știu, cu un avocat, din ce am citit în presă, să poată să... Nu, suspende să, decizia. Să suspende, nu să suspende, să reducă acea plată de la 200 și ceva. Avocat pentru de că... profil sportiv să te faci că este o meserie jurist? tare bună. Pentru că acel jucător despre care se spune... Antepulici. Da. Antepulici, nu știu, l-a cerut mai mulți bani și ceva de genul ăsta. Iar el își găsise echipe după o lună de zile și el a pus la socoteală, nu știu, mai multe luni în plus, în fine. De asta nu mă pricep prea bine la... aspectul ăsta, dar trebuie să facă... Nu-i vezi culotul ăsta să reziste și la anul? Nu, sincer, nu-i văd. Adică vreau să te întreb altceva. Există vreun jucător de Liga 1 în lotul Dinamo în momentul oricum de față? Am vorbit de Dinamo, am spus lucrul ăsta la o altă televiziune și dacă nu mi-am luat la hate, zici că eu am ceva împotriva celor de la Dinamo. În online ți-ai luat hate sau pe ziare și așa mai departe? Are o comunitate puternică în mediul online, să știi. Da, da, eu n-am spus că ceva rău. Am spus exact ce am gândit. Poate i-au deranjat pe acei suporteri dinamoviști că am spus cu acest lot nu au nicio șansă în Liga 1. Și au dovedit de multe ori în Liga 2. Se pare că Dinamo a jucat fotbal șampanie, așa cum spunea Bani? Sau este o șampanie pentru copii? Da, eu zic că a jucat fotbal șampanie pentru că, nu știu, aduceți aminte meciul cu FCSB-ul, cu Steaua. Cu Steaua, meciul cu Oțelul. Turul cu Argeș. Turul și returul. Returul n-a contat, ala bătaie. Ce? N-a contat, păi a contat pentru că... Era 4-1, minutul 60 și nu ceva. Nu contează, au marcat două goluri, a fost 2-0, 2-1, după aceea se face 4-1, după aceea marchează ei 4-2, adică o nebunie de meci, Și în tur și în retur. Și au mai fost meciuri care... Deci, după privirea lui Ionuț, mai mult must decât șampanie. Da, da, este o șampanie pentru copii, ceea ce a jucat Dinamo în acest sezon de play-off în Liga 2, pentru că au fost momente bune și momente mai puțin bune. Hai că avem câteva echipe care, să zicem așa, promit destul de mult pentru noul sezon, nu? Și promit și prin prisma publicului, Alice, ceea ce este foarte, foarte important, că vom avea din nou viață pe stadioanele acestor echipe. Avem și Iașul, avem și Galațiul. Galațiul care a jucat cu 12-10.000 aproape toate meciurile. La Galațiul care o să fie stadionul plin, Avem un Ploiești, care la fel. Știm foarte bine. Zic din cele asta... care au venit cele acum. Noi, ziceam. Din cele noi avem Galațiu, avem Iașu și avem Dinamo. Toate sunt echipe cu mult suport în spate. Chiar cred că o să fie un sezon destul de spectaculos acesta care urmează. Să sperăm că va fi tot așa foarte strâns, astfel încât să rămânem eu până în ultima clipă. Eu cred că o să fie strâns și la... Că s-ar putea să fie chiar mai mare bătaia peștelui. Și la play-off și la retrogradare cred că o să fie la fel de strâns, cum a fost și acum. Țin minte până în ultima etapă la retrogradare. Mi-aș dori Dinamo să nu retrogradeze și nici să nu fie la baraj. Sincer. Dar pentru asta au nevoie de întărire, asta am spus. Eu cred că ăsta ar trebui să fie obiectivul lor. Da, și salvarea de la retrogradare fără să avem niciun baraj. Adică să nici nu ajungă la baraj. Mai este obiectivul adoptării planului de organizare, cel nou, Dacian, pentru că încă este amânat de instanțe și acolo în jurul lui se învârte posibilitatea ca Dinamo din punct de vedere financiar să o ducă bine. Ok, vine milionul acesta pe care îl iau nou promovatele, imediat ce vin în Liga 1, dar se va topi în două secunde acest milion. Da, să nu crezi că va sta foarte mult prin conturi, doar o să vezi, să facem un joc de imaginație. O să facă un countdown din ăla. Da, Liga Profesionistă a creditat un milion în contul tău, după aia o să vezi, Dinamo a debitat în nu știu câte conturi. Bine, nu, o să fie așa un... Da, nu să se bucure mult de banii ăștia. Da, dar sunt de bun augur. Gândește-te dacă nu-i aveau. Un milion? E un milion. E un milion. Lăsați-o Dumnezeului de treabă. Dar
un club ca și Dinamo București au nevoie, are nevoie de mai multe milioane. Corect. Are nevoie de mai multe milioane. Ei, un milion cu milion face mai multe milioane. Doamne, și tu acolo să se adună, nu? Să se găsească bani la club acolo, pentru că, repet, au nevoie și de jucători, o să aibă nevoie și de un stadion unde trebuie să plătești o sumă foarte mare pentru închiriere, da? Pentru că până se face... Exact, e mult mai mare suma și nu mai ești în casa ta, iarăși e o problemă și acolo, cheltuială suplimentară. Acum și suporterii să vină pentru că e cheltuiala mare și te bazezi pe acești suporteri astfel încât să-ți scoți cât de cât din cheltuieli. Să vină, asta e important, să vină în Liga 1, pentru că să nu se aștepte, eu unul, dacă aș fi fost, aș fi făcut parte din... Da, indiferent de situație, să vină. București, da? Aș fi spus în față, băi, suporterilor, băi, oameni buni. Avem nevoie. Da, veniți în număr cât mai mare și nu, să nu aveți așteptări foarte mari de la acești băieți în primul an. Hai să-i susținem pentru a avea așteptări mai mari ulterior. Adică pentru că vedem ce se întâmplă în Anglia, spre exemplu, unde suporterii își susțin echipa indiferent dacă ajung în punctul în care se retrogradeze. Da? Adică, Doamne ferește, să nu ai cei de la Dinamo, nu știu, 2-3 înfrângeri la rând și după aceea să vezi 2000 de suporteri la stadion. Haideți că a fost un sezon bun, nu? A fost și cu bune și cu rele. Și cu de toate, cu spectacol, am stat și cu sufletul la gură de multe ori, am văzut și rezultate neașteptate. Chiar a fost drăguț. Începem un alt sezon de Liga 1, dragilor, aici la Metropolitan. Am primit și noi 2 ani, nu? Voi, da. Începerea noului sezon avem o supercupă, cum ai spus tu, avem exact, avem echipe României, naționale, avem de discutat. Avem aici la București viitor jucători de care cu siguranță o să auzim peste hotare și o să spunem, mai țineți ajută. Minte, i-am văzut acolo, deci cu siguranță avem ce face, deci nu vă luați vacanță pentru că mai avem ce discuta și săptămâna viitoare și de acum încolo. Mulțumesc tare mult pentru prezență, gata. Aici am terminat pe săptămâna aceasta, un weekend frumos tuturor, ne revedem de luni, seara frumoasă!